Ziua de 1 octombrie 2021 va rămâne o zi istorică în analele universității și ale orașului Suceava, fiind ziua în care s-a înființat Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Primele două programe din acest domeniu au apărut în 2012, fiind denumite Nutriție și Dietetică, alături de balneofiziokinetoterapie, profesorul universitar dr. Mihai Covașă fiind la acea dată singurul cadru didactic de specialitate. După 9 ani de muncă și acumulări academice, numărul de cadre didactice titulare ale acestei facultăți a ajuns la 28, alte 52 de cadre didactice fiind asociate. Din cele 28 de cadre titulare, jumătate sunt medici, specialiști pe diferite specialități. Facultatea a reușit să atragă oameni tineri, chiar acum, începându-și activitatea, un tânăr medic neurochirurg venit. Facultatea a reușit să atragă oameni tineri, iar, potrivit decanului, urmează un drum lung de urmat până la absolvirea primilor absolvenți de medicină generală. În ceea ce privește înființarea Facultății de Medicină, are o istorie de aproximativ 10 ani, oficial 9 ani, fiindcă primul program care l-am înființat la fostul departament de sănătate și dezvoltare umană a fost în 2012, când am înființat nutriția și dietetica și balneofiziokinetoterapie. Eu personal sunt din zona Suceavei, mai precis din Dornești, și înainte de 2012 am luat legătura cu universitatea, fiindcă fiind fiziologist și nutriționist, în momentul respectiv nu erau programe de nutriție în România. Programele de nutriție se făceau numai la medicină, specialiști în boli de nutriție și metabolism, și mi-am dorit ca să mă întorc să fac ceva pentru Suceava și să înființez program de nutriție. Și am venit ca profesor invitat să țin niște cursuri la Facultatea de Industrie Alimentară. Și atunci l-am cunoscut pentru prima dată pe domnul rector Grava. Și i-am spus ce vreau să fac și din acea discuție, care nu am crezut că se va ajunge la un astfel de progres, domnul rector a luat imediat inițiativa și a început demersurile pentru crearea programelor de nutriție și apoi și de balneofiziokinetoterapie. Deci așa a început, deci prima idee, într-o idee s-a transformat într-o facultate. Programele de nutriție și balneofiziokinetoterapie li s-au alăturat și alte programe în domeniul medicină. Am înființat asistența medicală generală, tehnica dentară și alte două programe de biologie și de biochimie. Deci acest parcurs a fost foarte bine planificat pentru a dezvolta programe care pun temelia unei facultăți de medicină, pentru a recruta atât cadre didactice, cât și pentru a pregăti studenți care ulterior pot să ni se alăture. Deci este primul pas, o cărămidă la înființarea acestei facultăți și normal drumul încă este lung, trebuie să parcurgem destul de multe etape până la înființarea unui program de medicină în cadrul acestei facultăți, pentru că în momentul de față nu avem un program de medicină generală sau un program de stomatologie. De la prima discuție și până momentul actual, a fost un pas dificil care, să zicem, a pus pe gândul, măi, nu o să reușim? Sau vă așteptați că o să întâmpine diferite situații mai dificile și ați plănuit dinainte cum să treceți peste? Nu m-am gândit că nu o să reușim. Întotdeauna asta a fost intenția și am plecat spre linia asta. Cred că și circumstanțele au fost favorabile, fiindcă universitatea ne-a susținut în demersul nostru. Deci universitatea a alocat resurse
atât financiare, cât și resurse umane pentru a ne dezvolta. Și normal, problemele sunt peste tot, nu? Așa cum am menționat și la deschidere, am pornit cu un singur om și acela am fost eu. Și acum, în momentul de față, avem 28 de cadre titulare și 52 de cadre asociate. Deci problema cea mai mare în România este resursa umană și o resursă umană calificată. Iar la Facultatea de Medicină, în România, încă se solicită doctoratul la fiecare cadru didactic care predă cursuri, trebuie să aibă doctoratul. Nicăieri în lume, la medici, trebuie să ai doctorat, pentru că medicii au facultate de 6 ani, facultate de medicină și... dar însă la noi încă se cere acest lucru. Am auzit acum câțiva ani o discuție sau o interpelare a domnului doctor Arafat, care a spus că nu este, sper să fie un moment în care să se renunțe la această cerință ca medici să aibă doctorat pentru a preda la universități. Deci resursa umană este dificil datorită faptului că la Suceava nu avem spital universitar și nu există încă legătura ca medicii să poată în același timp, când lucrează în spital și administrează actul medical, să poată preda și ține lucrări de laborator care sunt normal făcute în spitalele universitare. Deci aici a fost dificultăți, dar pe care le-am normal, astea sunt inerente, resursa umană și apoi dotarea laboratoarelor. Investiția care s-a făcut atât fizic în laboratorul în care stăm, aici nu a fost nimic înainte. Deci a trebuit totul să reconstruim ca să transformăm laboratoarele în efectiv în laboratoare în care se fac cercetare. Pentru că tot ceea ce vedeți aici sunt bani din proiect pe care l-am obținut acum 5 ani de zile, un proiect de aproape 2 milioane de euro, care am investigat rolul microbiotei intestinale, deci a microflorei intestinale, la pacienți cu diabet de tip 2. Și vorbind de obstacole și de oportunități, nu am prezis niciodată că va fi pandemia COVID. Însă iată că, având, noi ne axam pe bacterii, deci toată cercetarea noastră era pe bacterii. Aceeași tehnologie am putut să imediat să o transferăm pe virus. Pentru că secvențierea este la fel, analizele de laborator, fluxul până la secvențiere este la fel pentru virus și a fost așa cum știți, ne-am transferat tot ce vedeți aici, majoritatea echipamentelor și din celălalt laborator de pentru secvențiere și PCR pentru detectarea virusului și expertiza și echipamentele a fost transferate la Spitalul Județean și am început prima secvențiere a virusului și detectarea și diagnosticului virusului SARS-CoV-2. Deci s-a întâmplat așa să fie, dar arată rolul cercetării. Deci cercetarea nu este în vacuum, are un impact direct asupra oamenilor, un impact, în acest caz, un impact asupra comunității. Și asta vrem să dezvoltăm și în continuare.